Ucrainenii din peste 50 de țări sunt aproape de a stabili un nou record mondial după ce au înregistrat cea mai mare interpretare simultană a imnului național al Ucrainei. Participanții din mai multe colțuri ale lumii s-au conectat în același timp pe o platformă online și au intonat cântecul solemn. Partea acestui eveniment a fost și ambasada Ucrainei de la Chișinău, unde s-au adunat zeci de persoane la acest moment special, organizat de Ziua Independenței Ucrainei. Cea mai mare performanță imnului de stat Ucrainei în lume. Deci în același zi, în același timp, la 15-20 de minute, în 50 țări din toată lumea, acest eveniment se fiind înregistrat ca un nou record la cartea recordurilor lui Guinness. Noi am invitat copiii și cu mamici care sunt aici în Chișinău, în diferite tabere de vară și tabere de zi, ca să vină și adună foarte frumoase desene cu relația cu pace, cu Ucraina, cu Moldova, și de aceea suntem bucuroși să le aici primim. Cei prezenți susțin că acest eveniment este unul inedit prin care se demonstrează încă o dată sprijinul comunității internaționale. Această manifestație care a avut loc astăzi e despre independența Ucrainei noastre, despre puterea ei, despre țara în care toți oamenii vor să trăiască în prosperitate, bucurie și vor un cer senin deasupra capului. Suntem emoționați. Pentru prima dată participăm la o astfel de acțiune și suntem foarte fericiți. Trebuie să o faci din suflet, altfel nu îți reușește. Posolstvul Ucrainei. Ambasada Ucrainei a organizat o adevărată sărbătoare pentru oamenii și refugiații care se află în Republica Moldova, în special pentru copiii care au adus astăzi desenele pe care le admiră cei prezenți. În Republica Moldova, imnul Ucrainei a fost interpretat de mai mult de 100 de persoane. Performanța urmează a fi examinată de arbitri ulterior înregistrându-se în Cartea Recordurilor Guinness.